Interpreți de muzică populară din toate zonele țării, etnograf și invitat surpriză vor urca pe scena Palatului Național al Copiilor din București la cea de-a patra ediție a galei Magazin Folcloric. Evenimentul va avea loc în data de 4 noiembrie. De la portul popular la anumite obiceiuri, de la graiul autentic la frământările locuitorilor de la sate, toate vor fi prezentate într-o ediție specială a emisiunii Magazin Folcloric în anul omagial al satului românesc. Printre interpreții de muzică populară care vor urca pe scena Palatului Național al Copiilor se află Beatrice Bândoiu, Gabriel Dumitru, Ana Maria Pătrășcioiu, Nicu Mâță, Oana Bozga și Ciprian Pop în acompaniamentul asigurat de ansamblul Românașul și trupa AS. De asemenea, spectatorii vor asculta un recital pregătit de Paula Selling, care va conține piese din folclorul românesc, dar și compoziții proprii. Tema galei din acest an este Azi e horă în sat la noi. Vrem să facem o horă cu oamenii din țară, pentru că anul acesta este anul omagial al satului românesc și așadar cine reprezintă pe noi mai bine decât hora noastră cea străbună? Așa că am denumit gala Azi e horă în sat la noi. Vom avea muzică pentru toate gusturile, pentru că pe lângă colegii noștri, cei tineri interpreți de folclor pe care îi avem invitați, o avem invitată pe Paula Selling, care va susține un recital. Știm cu toții că ea reinterpretează folclorul și iubește folclorul și îl va aduce pe scena Palatului Național al Copiilor pe 4 noiembrie, alături de corul Meloritm, de cei de la Palatul Național al Copiilor, copiii de acolo și alături de ansamblul Cununa Carpaților. Și în acest an, evenimentul va fi prezentat de Andreea Haisan și Paul Ananie, realizatorii emisiunii Magazin Folcloric. De 4 ani, într-adevăr, suntem alături de Trinitas TV în acest frumos proiect Magazin Folcloric. Și cum am mai spus, în luna noiembrie totul este despre cifra 4. De 4 ani suntem alături de Trinitas TV, suntem la a patra gală, așa că pe 4 noiembrie ne sărbătorim. Mi-aduc aminte și acum de prima emisiune în care emoțiile erau mari și abia atunci învățam ce înseamnă cu adevărat televiziune și ce înseamnă să fii prezent pe micul ecran. Cred că am evoluat frumos și vă mulțumim că ați fost alături de noi acești 4 ani și sperăm să fiți alături de noi mulți ani de acum înainte. Ce vedeți că am eu aici în mână? Sunt niște bilete pe care cu siguranță doriți să le aveți și dumneavoastră. Așadar, nu trebuie să faceți nimic altceva decât să ne scrieți pe adresa bilete@trinitastv.ro pentru a intra în posesia biletelor. Vă așteptăm cu mare căldură, cu mare drag, pentru că am pregătit pentru dumneavoastră momente inedite, așa cum v-am obișnuit de fapt de fiecare dată. Vă aștept cu mare, mare drag! Gala Magazin Folcloric va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook Trinitas TV, iar spectacolul integral va putea fi vizionat pe postul Trinitas TV în programul special dedicat sărbătorilor de Crăciun. Difuzată în fiecare duminică de la ora 14 pe Trinitas TV, emisiunea Magazin Folcloric este singura emisiune din România care promovează tradițiile și spiritualitatea din satul românesc.